ați văzut ce se întâmplă dacă ele au fost mici și au ajuns așa de mari? Au ajuns vedete. Familia Strauss din Viena, deși cunoscută pentru valsuri, a compus și polci. Polca e oarecum internațională, pentru că o regăsim atât în Europa, cât și în America. Ei bine, dar de astăzi capătă o greutate mult mai mare datorită gâzelor. Grupa C1 este vorba despre gâze. Profesor Cristina Cioroiu, salut, Polca! Mai vrei să mă întrebi ceva? Da, cred că te-ai încălzit și ar fi foarte bine să ne mai servești un catre. Ce de gâze? În alai se întrec cu toate pe cărări întortocheate. Paletarul este gata. Dansul o să-ți iasă harta. Gâzele! Compozitorul armean, părinte al faimoaselor și delicoaselor opere spartaniei, cred, pentru că doar așa îmi explic prezența în scenă a diafanelor zâne.
Grupa B1, profesor Cristina Cioroiu, ați văzut, a stat în dreapta scenei, cum voi dați dumneavoastră. Și urmează și un catremor. Te provoc. Zâne, zânișoare, cu frumoase fețișoare, ne amuză și ne încântă. Ele îndeplinesc și vise, chiar și visele nescrise. Zânele așadar.